Bună seara! Guten Abend! Bonsoir! Soyez le bienvenu offline ou online ici au Goethe-Institut. J'ai le plaisir de prononcer quelques mots en ouverture de ce débat autour de Salman Rushdie. Nous sommes très honorés, Corinna, que après notre coopération depuis quelques années dans le cadre de tes salons, coopération avec l'Institut français et le Goethe-Institut, que tu as trouvé enfin le chemin pour venir chez nous, pour faire des salons chez nous, dont celui-ci est le premier. Mm-hmm. Et on a choisi ensemble avec toi un certain nombre de sujets qui touchent la culture, mais aussi la société civile, la politique. Et le premier aujourd'hui est très parlant, Salman Rushdie, parce que nous avons une triste coïncidence avec les événements actuels en Iran, dont on va certainement aussi parler brièvement. Et tu vas nous présenter certainement dans un petit instant nos invités de marque. Donc deux personnes ici, Rado et Lydia, présents ici au Goethe-Institut, et David qui va nous parler depuis la France sur ce sujet-là. Encore une fois, merci d'avoir pensé à nous, et nous recommençons cette série de débats. Ici, vous pouvez toujours venir chez nous, bien entendu, mais aussi suivre ces débats sur les médias comme Facebook et plus tard aussi YouTube. Avec ceci, je te passe la parole. On aura l'occasion de poser des questions. Peut-être encore dire que ce débat se passe en français et en roumain. Mm-hmm. Voilà, Corinna, tu as la parole. Merci beaucoup, Joachim. Et merci à Lydia, à Radu Vangu et à David Elkins d'être là avec nous. Je disais au tout début de ce salon, qui est pour moi aussi une nouvelle expérience, c'est un laboratoire. Au tout début, j'ai lancé le salon Insula 42 en me disant que tout ça va être complètement informel. Et puis regarde-nous ici dans ce format qu'on appelle hybride, mais qui en effet nous donne un peu l'impression qu'on est devant une grande plateforme où tout le monde nous écoute, et il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais peut-être qu'on peut tout simplement se sentir pas du tout crispé, parce que finalement ce qui est important, c'est les choses dont on va parler. Et justement parce que le salon va se dérouler cette fois-ci en français et en roumain, je vais effectivement tout d'abord dire que Lydia Boda est la directrice de Humanitas, et je lui remercie d'être là pour cette discussion qui aura une aura plutôt plus politique que littéraire, mais enfin qui a un important poids littéraire aussi. Après, Radu Vangu, qui est poète, écrivain et qui est aussi le président de PEN ici en Roumanie, et David Elkins, qui est maître de conférence à l'université de Dijon, et que moi j'ai toujours été très impressionnée par sa capacité de croiser énormément des connaissances d'un point de vue historique, mais aussi social et culturel. David est quelqu'un qui est un encyclopédiste à sa manière. Donc c'est avec lui que je vais commencer cette conversation. J'ai proposé le thème autour de Salman Rushdie et j'ai intitulé ce salon d'après une phrase que les policiers américains ont utilisée au tout début, après l'attaque de 12 août de cette année, parce que pendant plusieurs jours, ils ont dit qu'il n'y a pas de motif évident de l'attaque. Donc, ils n'ont pas pu identifier, l'attaqueur n'a pas mentionné un motif que nous, on a soupçonné à être le motif du fatwa contre le Salman Rushdie. Mais bon, apparemment, ce motif-là n'a pas été identifié par les policiers. Deuxième chose qui, moi, m'a déterminé de lancer ce débat pour le salon Insula 42, est que j'étais assez troublée
par le fait que l'attaqueur est venu à écouter Salman Rushdie avec une cagoule. D'accord ? Donc, il avait déjà la cagoule quand il est entré dans la salle pour écouter la conférence. Et les gens qui étaient là ont pensé que c'était une sorte d'acte performatif conceptuel. Ils ont pensé, ah, tiens, il est venu avec la cagoule parce qu'il veut faire un statement. D'accord ? C'est intéressant comment notre perception, finalement, est devenue complètement... on a une façon de voir les choses qui n'est plus du tout celle dont on pourrait imaginer. Personne ne s'est rendu compte que ça peut représenter un danger. D'accord ? Et troisième chose, même si immédiatement après l'attaque, les choses ont commencé à être extrêmement... il y a eu une mobilisation autour du monde par rapport à cette attaque, des réactions des écrivains, des intellectuels, des politiques même, par rapport à l'attaque contre Salman Rushdie. Finalement, entre août et le mois d'octobre, disons, dont uniquement dans 3 mois, comme ça, cette nouvelle n'est plus là. On a d'autres choses qui se passent. Bon, on est dans un moment où, autour du monde, il y a tellement de choses qui se passent, mais on commence à regarder les choses très importantes et les choses peu importantes avec la même intensité, disons. Donc, pour moi, il était temps de peut-être relancer une discussion autour de cet événement. Et c'est là où je vais retourner vers David Elkins, pour lui poser une première question. David, comment est-ce que tu vois cette attaque au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la suite de... Est-ce que cela est la suite du fatwa qui a été lancé il y a des années contre Salman Rushdie? Est-ce que ce jeune homme qui n'a même pas lu les versets sataniques et qui est né en Californie et qui a un âge, c'est-à-dire qu'il est né après même que la fatwa a été lancée et qui évidemment n'a pas déclaré un motif immédiat de cette attaque. Comment est-ce que tu contextualises cette attaque-là? Qu'est-ce que de ton point de vue, en tant qu'historique, qu'enseignant de l'histoire, mais aussi en tant que personne qui s'est préoccupée des massacres dans l'histoire du monde, comment est-ce que tu places ce type d'attaque aujourd'hui contre un intellectuel, un écrivain qui, bien sûr, a donné suite à des situations très tendues au moment où il a écrit les versets sataniques? Je vous remercie, Corinna, tout d'abord de m'avoir convié à ce débat et à mes collègues d'utiliser ma langue pour que je puisse comprendre ce qui se passe ici. Et c'est un bel honneur que vous faites à la langue française et encore merci. Maintenant, je réponds à votre question, Corinna. Sur la longue durée, la violence terroriste est assez neuve, finalement. Elle est liée, les spécialistes la caractérisent ainsi, elle est liée à l'explosion médiatique telle qu'elle s'est constituée à la fin du 19e siècle. Les premiers actes terroristes contemporains, c'est les attentats terroristes anarchistes à la fin du 19e siècle, au moment même où la presse quotidienne se développe. Et sur la longue durée, la spécificité de la violence terroriste, c'est lié à la médiatisation. Maintenant, sur la séquence l'agression contre Salman Rushdie il y a quelques mois, au mois d'août, je considère que cette agression est très différente des agressions qui ont été liées au lancement de la fatwa en 1989. Mmh. Celle de 1989 était liée
à une opération politique conduite par un État, l'Iran. Il me semble aujourd'hui, eu égard à ce que j'ai pu lire dans la presse, que l'agresseur de Rushdie, Hadi Matar, est ce qu'on appelle aujourd'hui un loup solitaire, qui n'a pas été guidé, jusqu'à preuve du contraire, par un État ou même par une organisation. Or, ce type de terrorisme de loup solitaire est très différent du terrorisme que l'on a connu à la fin du XXe siècle, qui était lié au mouvement djihadiste et à des États qui se réclamaient du djihadisme. Le terrorisme du loup solitaire, on le retrouve plutôt aux États-Unis, à la fin du siècle dernier, et plutôt dans les milieux d'extrême droite. C'est le paradoxe de cet attentat. C'est que cet attentat obéit à des règles tout à fait habituelles de la médiatisation de la violence, du désir de célébrité de l'individu qui tente de tuer un adversaire politico-religieux, mais cela de manière extrêmement marginale, en dehors de tout contrôle. Et d'ailleurs, le paradoxe, hein, c'est que lorsque Salman Rushdie a été agressé, il venait faire une sorte de, comment dire, de déclaration de foi, comme quoi maintenant, enfin, il vivait normalement dans un pays tranquille, avec sa citoyenneté américaine, et qu'il voulait célébrer la littérature et non plus ce qu'il avait été devenu en raison de la fatwa, c'est-à-dire une cible mondialisée par rapport à un mouvement idéologique qu'est le djihadisme. Mais est-ce que David, vous pensez que ce type d'attaque aujourd'hui, est-ce qu'il amène quelque chose de nouveau, disons, au-delà du fait qu'il s'inscrit dans une certaine histoire de l'attaque terroriste dans l'autre solitaire? Est-ce que vous pensez que ça aussi souligne ou attire l'attention sur un phénomène qu'en ce moment boue dans la société? Est-ce qu'il y a plus de violence? Est-ce qu'on devient plus célèbre si on fait quelque chose d'agressif? Est-ce qu'il s'agit d'attaquer une célébrité en général et que cette célébrité est Salman Rushdie? Et pourquoi ça se passe aujourd'hui, ça se passe maintenant? Alors, vous avez noté cette incompréhension, cette sidération du public lors de l'agression où, dans un premier temps, le public a regardé l'individu comme une sorte de performance. Ouais. Dans ce que j'ai pu lire, dans les travaux qui ont été faits sur le terrorisme et l'art en général, les spécialistes mettent en parallèle, et je trouve ça passionnant, l'acte d'écrivain et l'acte de terrorisme. Je m'explique, là je reprends certains auteurs. L'un et l'autre sont porteurs d'un récit. Le terroriste porte un récit à travers les médias, comme l'écrivain porte aussi un récit à travers les médias. Il y a une sorte de rivalité entre ces deux acteurs, et d'ailleurs, on a dans certains écrits une certaine fascination pour cette performance du terroriste. Et d'ailleurs, bien malheureusement, le terroriste, l'acte du terroriste porté par les médias est bien plus spectaculaire que l'acte de l'écrivain. On parle beaucoup plus d'un attentat terroriste, d'un livre qui vient de sortir. Et d'ailleurs, Salman Rushdie, il ne l'a pas recherché naturellement, mais sa notoriété est aussi liée à la fatwa qui l'a frappé et aux attentats qui ont suivi contre lui. Néanmoins, on peut considérer que dans cette rivalité entre le terroriste et l'écrivain, aujourd'hui, en raison des médias, le terroriste a bien plus de succès, au moins dans un premier temps, dans l'acte même. Bon. Dans un second temps, bien heureusement, la production culturelle, le livre reste, alors que
l'attentat est effacé par l'attentat suivant. Vous l'avez dit vous-même. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois de novembre, plus personne ne parle de l'agression du mois d'août. Sauf que, bon, j'ai appris aujourd'hui que les États-Unis ont frappé de sanctions la fondation qui avait augmenté le prix pour de la récompense pour celui qui commettrait l'attentat contre Rushdie. Bon, mais néanmoins, c'est déjà passé maintenant, ce n'est plus d'actualité. Hein. Pour revenir sur cette rivalité entre l'écrivain et le terroriste dans la performance, dans l'opérativité aussi. L'écrivain, il cherche à intervenir dans le réel, comme le terroriste cherche aussi à intervenir dans le réel. Pour revenir à cette comparaison, ce qui me rend optimiste, c'est que finalement, le terroriste n'existe que par son acte, et le terroriste n'existe lorsqu'il cible des personnalités intellectuelles, comme Salman Rushdie. Le terroriste, finalement, il a besoin de ce personnage. L'écrivain n'a pas besoin du terroriste, mais le terroriste, lui, a besoin de l'écrivain. Et donc, dans une certaine mesure, la personne, l'individu qui cherche sa célébrité par cette action, c'est une célébrité qui est très éphémère, sauf évidemment pour ses partisans qui vont le construire comme martyr. Mais à l'échelle mondiale, à l'échelle médiatique, à l'échelle de l'Internet, ce qui restera finalement, c'est celui qui produit pour l'éternité, c'est-à-dire l'écrivain. Autrement dit, je vois les choses de la manière suivante. Le terroriste par rapport à l'écrivain, c'est celui qui appelle son amoureuse et qui lui dit « tu ne m'aimes plus, et je pleure, et je pleure ». Et le terroriste, face à cela, l'écrivain, face à cela, eh bien, il doit sûrement être héroïque, il risque sa peau, mais néanmoins, face à ce risque, il a la puissance de son œuvre, portée par les lecteurs, portée par ceux qui aiment les arts, portée par ceux qui aiment la liberté, et qui le saura pour l'éternité. Oui, c'est quand même très puissant, cette comparaison entre l'écrivain et le terroriste. Je trouve ça extrêmement, extrêmement parlant. Et c'est peut-être aussi quelque chose, c'est une clé là, il y a une clé là avec laquelle, dont je vais parler avec le reste des invités. Joachim, est-ce que toi, tu veux aussi adresser une question oui, à David absolument. Avant de finir la discussion avec lui? Oui, tout à fait. Bon, on a su il y a quelques jours que Salman Rushdie a subi des séquelles restantes, bien entendu. Oui. Donc, il sera aveugle sur d'un œil et d'autres problèmes. Mais je voulais vous poser une question, David, parce qu'on sait bien que la question si de tels attentats se reproduisent dépend souvent aussi de la communauté musulmane ou bien du jugement qu'elle porte par rapport à ces attentats. Parce que nous, c'est-à-dire dans les États occidentaux, bien entendu, on est scandalisés par des choses comme ça. Donc, on le juge. Mais la grande communauté musulmane en France, par exemple, est-ce qu'elle a réagi à cela? Parce que souvent, on a l'impression qu'on met tout ça sous silence. Donc, peut-être qu'on ne réagit pas du tout. Mais quelles ont été les réactions? Alors, tout d'abord, je veux insister par rapport aux réactions vis-à-vis de l'attentat du mois d'août 2022 vis-à-vis Rushdie. On a là observé une indignation générale. C'est une évidence. En réalité, ce n'est pas une évidence. Rappelons-nous la réaction des autorités politique en France, lorsque Salman Rushdie a subi la fatwa, beaucoup considéraient qu'il l'avait bien cherché quelque part, que c'était de la publicité, etc., etc. 30 ans plus tard, heureusement, là, il y a une indignation générale en Occident. Je voulais noter
ce premier point. Cependant, regardez la première annonce de l'AFP, l'agence de presse française entre guillemets officielle, la plus importante, lorsque le 13 août, elle informe de l'attentat, elle parle de l'ouvrage des versets sataniques comme un ouvrage controversé. Incroyable, un ouvrage controversé. L'AFP le met sur un tweet et c'est repris dans tous les médias, l'ouvrage controversé. Autrement dit, on met sur un même pied d'égalité notre Salman Rushdie et l'agresseur, et ceux qui portent l'agression. C'est incroyable. Il n'y a que cinq lignes sur le Coran dans cet ouvrage. Bon. Donc, alors, heureusement, ça a fait un tollé, cette dépêche de l'AFP, et finalement, ça a été retiré. Cependant, on voit là que le terrorisme, de ce point de vue-là, a gagné la partie. Oui, mm-hmm. Cet ouvrage est controversé. Mm-hmm. Alors que non, cet ouvrage n'est pas controversé. Et même s'il était controversé, on n'a pas à mettre sur le même terrain une production culturelle et artistique et un homme qui, avec un poignard, veut éliminer une vie humaine. C'est une évidence. Maintenant, je réponds à la question de mon collègue sur la réaction de la communauté, entre guillemets, parce qu'elle n'existe pas, cette communauté musulmane en France. Moi, je suis toujours un peu gêné par cela, parce que est-ce qu'on demandera des comptes à des catholiques s'il y a une agression d'un catholique quelque part sur la planète? Est-ce qu'on demandera des comptes à un autre groupement religieux si tel agresseur appartient à ce groupe religieux? C'est très compliqué, cette affaire. On ne peut pas, je crois, selon moi, demander des comptes à des gens qui partagent la foi d'un agresseur, quel qu'il soit. On ne peut pas les sommer, en tout cas, de se sentir concernés. La très grande majorité des musulmans en France pratiquants ne s'intéressent pas à ce genre d'affaires. Ils sont dans leur quotidien. Ils ne s'intéressent pas... ce n'est pas leur problème. Et leur demander des comptes, c'est quelque part les stigmatiser, c'est quelque part leur dire quelque part vous êtes un peu complices, qu'est-ce qui se passe? Imaginons si on demandait à des Français de religion juive des comptes sur ce que fait Israël aujourd'hui dans les territoires occupés. Ben, le Français juif, il pourrait estimer que c'est une stigmatisation antisémite. Il n'a pas de compte à rendre par rapport à la politique d'Israël. Je pense que les musulmans français n'ont pas de compte à rendre à la politique de fondation djihadiste en Iran de l'État iranien et a fortiori de cette, j'ai envie de le qualifier comme ça, de cet abruti sans repère qui cherche quelque part à être dans le move de la médiatisation universelle grâce à Internet. Je prends acte, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je vais repasser la parole à Corinna parce que tout d'abord, l'expression « rendre compte » ne me semble pas adaptée, parce qu'on parle de réaction et ne pas de rendre compte. Ouais. Et deuxièmement, si vous prenez par exemple les cas qu'on a actuellement des abus sexuels dans le milieu catholique, par exemple, j'attends bien entendu des évêques allemands catholiques qu'ils réagissent à cela, par exemple. Et ça, c'est une question. Et je comprends votre point de vue. Je parle plutôt des gens qui ont des fonctions. Oui. C'est-à-dire qui ont des fonctions. Et avoir une fonction, c'est aussi avoir une fonction d'éducation. Ouais. Et c'est pour cela que ça, c'était plutôt ma question. Bien entendu, et vous avez parfaitement raison avec ce que vous dites. Pour le reste, on ne demande pas à tout le musulman de réagir. Mais on peut se poser si ce n'est pas posé de faire des choses comme ça. Je vous suis parfaitement. Et excusez-moi de reprendre la parole immédiatement. Je vous suis parfaitement. Et donc, de ce point de vue-là, l'autorité l'une des plus représentatives en France
de l'islam, le grand recteur de la mosquée de Paris, a réagi dès l'annonce de l'attentat en condamnant et de manière sans ambiguïté, l'agression, l'attentat qu'a subi Salman Rushdie. De ce point de vue-là, les autorités musulmanes, en tout cas celles que je connais, c'est d'ailleurs celles du grand recteur de la mosquée de Paris, ne souffrent pas de discussion. Merci de cette clarification. Merci. Merci. Non, David, moi, merci aussi beaucoup et merci pour la question, Joachim. Je savais que vous allez être quelqu'un qui va comme ça enflammer le débat parce que, comme toujours, David est quelqu'un qui est un feu d'artifice d'idées et de conversations et aussi de savoir, bien sûr. Maintenant, je vous remercie, David, et on va continuer en roumain et on va vous auriez la possibilité de regarder après le salon traduit en anglais par la suite. Merci encore et à très très bientôt, David. Merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie chaleureusement et de m'avoir écouté et de comprendre ma langue et que vous parliez ma langue. Cela me ravit vraiment et je vous remercie d'être là. Merci, David. Bonne soirée. Au revoir. Bun, acum toată discuția asta a fost foarte, foarte inflamată și am să mă întorc către Lidia, pentru că, Joachim, sper că tu înțelegi cât ceea ce spunem, da? Am să mă întorc către Lidia și am să continui pe linia acestei discuții, punând o întrebare legată, din punctul meu de vedere, două întrebări aș avea pentru tine. Prima, aceea că mie mi se pare, ce e foarte interesant în romanele lui Salman Rushdie este că el scrie într-un registru de realism magic, adică nimic nu este de fapt realist. Da? Nu cumva tipul ăsta de reacție este și reflectă și aici, Radu, poți răspunde și tu, nu cumva asta reflectă și un soi de confuzie care se petrece în momentul de față între ceea ce este real și ceea ce este ficțional. Noi din ce în ce mai mult, mai ales cineva de vârsta de 23 de ani cât are atacatorul, nu mai trăiește neapărat într-o lume reală. Dintr-o dată, lucrurile astea, celebritatea, ideea că devii celebru, că începi să devii un personaj tocmai al mass media și asta devii de fapt un fel de erou artificial. Da? Adică crezi că aceste două lucruri sunt legate, în primul rând. Și în al doilea rând, acum mă întorc un pic în timp, și întrebarea mea este legată de fidelitatea pe care i-au arătat-o editorii în perioada îngrozitor de dură în care Salman Rushdie a fost imediat după ce s-a pronunțat fatwa, cu toate că el și-a cerut inițial scuze, etc. El a rămas la un moment dat foarte singur, foarte speriat și cei care au fost alături de el, cel care a fost alături de el a fost editorul lui și în calitate de editor, Cum vezi tu, cum ai contextualizat tu acest tip de atitudine care e extrem de responsabilă și de, cum să spun, de dificilă în același timp? Mulțumesc mult, Corina, pentru invitație, mulțumesc pentru întrebări. Cred că am să răstorn răspunsurile și am să încep cu a doua întrebare, pentru că asta, într-un fel, mă ajută să ajung ceea ce vreau să spun legat de prima întrebare, pentru că nu-i așa, în definitiv, cronologiile sunt de foarte multe ori parte din răspuns. Lumea lui 1988, sfârșitul deci anilor 80, când asupra lui Rushdie cade această condamnare la moarte, nu mai e deloc lumea lui 2022. Asta este un prim lucru și putem face 100 de saloane, numai ca să discutăm despre alta. E limpede că prezumția de ficțiune s-a diminuat pe măsură ce ne apropiem de zilele noastre cu granițele acestea foarte flu între pixel și nepixel, între ecran și real și așa mai departe.
Mai trebuie spus că atunci, în momentul versetelor satanice, și Rajdi și agentul lui erau foarte tineri, de fapt, dacă stăm să ne gândim, erau, cred că mai tineri și decât tine, că da. Nu? Deci erau foarte tineri. Agentul lui Gillan Aitken, născut în Calcuta, și agenta lui Naipaul și traducătora lui Chekhov, evident că avea mai mult decât o relație de afaceri tehnică. Mm-hmm. Acolo existau niște, afectiv și ca opțiuni artistice, lucruri în comun. Cred că în Joseph Anton, în pseudo-memoriile, în memoriile lui, Rajdi, cred că el acolo rememorează scena în care, când aude că a căzut peste el fatua, îl sună și îi zice "I need help." Yeah. Și e adevărat că acest om i-a stat alături, mai cu seamă în acești primi ani care au fost foarte dificili, când și lucrurile au fost luate de britanici extrem de în serios, într-un fel toată comunicarea cu scriitorul Rajdi se purta prin Aitken, care devenise centralista lui într-un fel, iar Rajdi devenise dificil, irascibil, pentru că lui se începuse să se interzică o viață normală. Da. Unii pun pe seama ce i s-a întâmplat, inclusiv destrămarea căsniciei și încă multe alte lucruri. Ca să chei însă răspunsul la această primă întrebare, ce privește relația dintre autor și redactorul lui, agentul lui, publisherul lui, pun deci toți actorii. Cred că lucrul cel mai important este că într-o relație sănătoasă, dincolo de prietenie, dincolo de opțiuni egal, asemănătoare, e fundamental ca între cei doi să existe un respect care e împins până la sacrificiu pentru libertatea de gândire și de expresie, căci în definitiv despre asta e vorba în cazul Rajdi. Că dintre cei care inclusiv acest tânăr despre care poate vom afla de la psihiatrii mai multe, că multă lume din zona musulmană spune că da, versetele satanice sunt un atentat la perfecțiunea Coranului, la statura profetului, fără să fi citit măcar prima pagină, de unde lucrurile sunt limpezi, nu cum încep versetele satanice, doi indivizi pică din avion deasupra. Da? Și totul de acolo se rostogolește într-o ficțiune și în acest realism magic pe care India îl descoperă imediat după ce iese. Da. Ei fiind actori. În plus. Da, în plus. Adică, e undeva tot timpul această metaforă. Da, adică, nu ni se scrie pe fiecare pagină atenție ficțiune, ficțiune. Atenție da, ficțiune. Da, da. Atenție, personajele sunt imaginare. În așa fel încât replica lui Rajdi la un interviu imediat după, acum îmi pare rău că n-am fost mai critic, e o replică pe care o înțeleg din plin. O înțeleg din plin. Deci închid răspunsul. E limpede că pe cei doi i-a legat acest respect, această nevoie de a se pune în slujba libertății de expresie și cu precădere libertatea de expresie artistică. Pentru că dacă nici acolo nu mai e cu putință libertatea, îmi vine să spun în franceză, în urma dialogului cu David, care ar fi deznodământul. Da, suntem pierduți. Suntem pierduți. Pentru că iar prezumția de ficțiune totuși trebuie să funcționeze până la capăt.
fiindcă e grav. Pierdem jumătate din creierul nostru dacă nu mai putem. Altfel, ficțiunea a speriat dintotdeauna și trimit la un mic citat pe care l-am și postat pe Facebook ca posibil moto pentru discuția noastră, un citat din scrisori către un tânăr romancier, Mario Vargas Llosa, care ne povestește cum Inchiziția în America Latina a interzis vreo 300 de ani ficțiunea pentru ca oamenii să se poată concentra pe mesajul cristic, să nu se zăpăcească la cap citind ficțiune. Iar listele de cărți de literatură, repet, deci nu cărți manifest sau de alt tip, ci listele de romane puse sub interdicție sunt lungi. Acum, prima întrebare, într-un fel, cred că deja am răspuns. Până la urmă am răspuns. Dar tocmai aici vreau să insist un pic, că, Lidia, ție ți se pare că în momentul de față acest tip de abordare care este complet, cum să spun eu, fluidă și lipsită de graniță, această graniță care există între sentimentul că anumite lucruri sunt reale și altele sunt ficționale și că ne plasăm tot timpul, ai impresia că percepția sau modul în care receptează o generație mai tânără, realitatea este modificat de această virtualizare completă a vieții noastre? Ți se pare că, de pildă, evenimentul ăsta, atacul împotriva lui Rushdie, are legătură și cu asta? Aici, din nou, discuția merită în sine un simpozion, câteva zile, la care să participe obligatoriu și lumea din zona psihiatriei neuroștiințelor. Eu nu am nicio îndoială că această comunicare, care de decenii deja s-a mutat foarte mult dinspre comunicarea față către față. Eu îți văd mimica acum, Corina. O văd pe a lui Radu, o văd pe a gazdei noastre și pot să pun pe cuvintele voastre mai mult decât denotativ aceste cuvinte spun. La fel, cred că și voi mă simțiți, mă citiți dincolo de cuvinte. Asta se pierde în clipa în care trimitem SMS-ul. Se pierde conotativul cuvintelor. Nu mai vorbesc de eventualul metaforic din ele. E o comunicare care e nudă, aproape că e o comunicare ca într-un cod computeristic în Matrix, 0101, se pierde accesul la nuanțe și se mai întâmplă un fenomen foarte grav și acesta ar merita atent studiat. Simțul umorului este pe cale de dispariție. Ca să dăm de înțeles cuiva că am glumit, fie spunem în paranteza e-mailului să nu te superi, am făcut o glumă, fie trimitem un emoticon ca să spunem că suntem veseli sau obosiți sau triști sau înfuriați, la fel, folosim altceva pentru că nu mai știm să ne exprimăm. Ori, deși pare că m-am dus foarte departe de subiect, în clipa în care tu, ca tânăr, ca deja ca copil ai deprins limbajul în această, aproape că exclusiv în această formă nudă a lui, nu vei mai ști să detectezi nuanța și vei avea nevoie de acest gen de disclaimer despre care spuneam. Atenție ficțiune, atenție satiră, atenție umor. Vorba mașinii mele, am o mașină nouă și înțeleg că tehnica se pregătește pentru o specie din ce în ce mai năucă. În mașina mea, când dau să mă cobor, pe ecran îmi scrie: ți-ai luat telefonul? Ai grijă să nu rămână nimeni în mașină? Mai e cineva pe aici? Uită-te bine, coboară cu picioarele, nu în mâini. În curând, cum zic, suntem în, apropo de realism, suntem în un veac de singurătate. Da. E acolo scena faimoasă când pare mi se nu pe vacă scrie vacă, se mulge, iar laptele se bea.
Da, nu, e foarte bun răspunsul tău, Lidia, pentru că în realitate o parte foarte mare din discuțiile imediat succesive apariției și încă acum mulți ani, nu, versetelor satanice, la gata faptul că el, Salman Rushdie, explica că e o satiră. Deci cu cât înaintăm în timp, cu atât evidența satirei devine și mai mică. Adică cu cât ne pierdem această capacitate, cum spui tu, conotativă de a interpreta ce înseamnă cuvintele, care este sensul lor de fapt și care sunt subsensurile lor, cu atâta lucrul ăsta devine poate un, cum să spun eu, un, de fapt un element simplificat, care prin simplificarea lui devine periculos, de fapt. E foarte nu mă gândisem până acolo, dar e adevărat că ăsta e un răspuns foarte bun la transplantul ăsta nereușit între realitate și ficțiune pe care continuăm să-l traversăm. Radu, eu am să îți pun o întrebare ție legată, într-adevăr, cum ți-am și la un moment dat evocat, legată de reacția pe care au avut-o comunitatea internațională de scriitori. Da? În primul rând, cum a reacționat Lia la ce s-a întâmplat? Și în al doilea rând, cum au reacționat scriitorii? Adică, cum ai simțit tu, ce fel de reacție spontană a avut comunitatea de scriitori în România? E interesant să vedem ce tip de reacție a existat și aici și la nivel instituțional, ca PEN. Că știu că ați și făcut diverse, ați avut diverse inițiative ca reacție la acest atac. Am reacționat în același fel în care reacționează orice om șocat, indignat, deopotrivă uluit și rușinat că specia noastră poate face așa ceva. N-am reacționat altfel. Am avut același fel de șoc pe care l-a avut toată lumea. Sigur că după șocul inițial, prima dată PEN America, evident, a reacționat cu mai multe comunicate în aceeași zi. Peste o săptămână, pe 19 august, a organizat tot PEN America acea serie de lecturi de solidarizare cu Rushdie. În România am avut și noi încă din prima zi comunicate, am organizat discuții. Săptămâna trecută la Sibiu, la un festival de poezie, unde am avut un panel dedicat centenarului PEN România, am discutat și despre asta, despre cazul Rushdie, evident. A participat tot online, tot într-un format hibrid, ca acum Burhan Sönmez, președintele PEN International. Ascultându-l pe David, cu acea comparație foarte surprinzătoare între scriitor și terorist, mi-am adus aminte de ce a spus Rushdie însuși anul trecut la Congresul PEN International, exact acum un an. A fost întrebat din public de ce politicianul vede în mod instinctiv în scriitor un inamic. Chiar dacă scriitorul nu își propune întotdeauna gesturi politice, să spunem, sau antiguvernamentale. Și Rushdie a răspuns într-un fel care seamănă cu răspunsul lui David. A zis, politicianul simte în noi scriitorii niște inamici pentru că simte că și noi creăm o poveste pe care încercăm să o controlăm. Și politicianul și scriitorul construiesc narațiuni pe care încearcă să le controleze. Politicianul simte că scriitorul ar putea fi subversiv la adresa acestei narațiuni, s-ar putea să încerce să ia controlul. Același lucru se întâmplă și cu teroristul. Și teroristul, la rândul lui, construiește o narațiune, nu? O ideologie a crimei pe care o justifică într-un fel și pe care încearcă să o controleze și pe care încearcă să o impună. Mi-e limpede că asta a fost și în acest caz, iar ceea ce ne șochează pe noi și într-un fel dă și titlul pe care l-ai ales tu pentru discuția noastră, e faptul că de data asta narațiunea teroristului ne scapă. Da. Nu înțelegem ce narațiune a fost în spate. Este ea legată de fatwa sau de hukm, cum unii mai subtil fac o diferență, spun că fatwa e emisă de autoritățile religioase, condamnarea politică, cum e în cazul lui Rushdie, venită de la Ayatollah, e un hukm. Din punctul meu de vedere, nu are nicio importanță. Este o condamnare la moarte și inacceptabil oricum ar fi ea, de la oricine ar veni. Dar ceea ce simțim acum, nu știm de ce să legăm narațiunea acestui Mahdi Hattar. Este ea o narațiune care e legată de fatwa sau de hukm? Este ea o narațiune individuală a lui? Este altceva? Sau poate e și mai înspăimântător? Este lipsa oricărei narațiuni? Da.
Nici nu știi ce te sperie mai mult, faptul că oamenii pot ucide numele unor povești pe care și le fabrică sau că pot ucide fără, pur și simplu, fără acele povești. Uh-huh. Când Stalin îi suna pe Pasternak sau pe Bulgakov în miezul nopții ca să vorbească cu ei, eu cred că asta voia să le arate, că tot el e stăpânul cuvintelor. Da. Voi sunteți scriitorii, ok, vă faceți jocurile, dar eu controlez narațiunea și cuvintele, tot eu. Era același tip de rivalitate. Cred că și acest terorist sau în general teroriștii încearcă să arate că ei controlează de fapt narațiunile, cuvintele mai bine decât scriitorii. Sunt într-un mic dezacord cu David când spune că asta a început odată cu presa, cu mass media. Erostrat în antichitate, în secolul 4 înainte de Hristos, incendiază templul zeiței Artemis, una din cele 7 minuni ale lumii, tocmai pentru că vrea ca numele să-i rămână în celebritate. Da. Și atunci, vă aduceți aminte, a existat un consens al comunității să nu-i pomenească niciodată numele, tocmai ca să, poate n-ar trebui nici noi să pomenim niciodată numele acestor oameni care fac astfel de lucruri. Radu, aș vrea să continui, însă să revin un pic la menirea PEN. Uh-huh. În ce măsură o organizație cum este PEN astăzi mai are cu adevărat un impact prin reacția pe care o are la nivelul, într-adevăr, la nivelul mai larg, adică ce tip de credibilitate, ce importanță, ce autoritate morală mai reprezintă? Eu cred că cel mai simplu răspuns e, bine, nu pot enumera, pot numi doar câteva cazuri în care PEN International și cele 150 de centre PEN din jur au salvat efectiv oameni de la moarte. În 2016, poetul palestinian Ashraf Fayad a fost condamnat la moarte pentru ceva, tot pentru un articol, pentru un text care n-a convenit guvernului Arabiei Saudite în care el trăia, țara în care trăia. A fost condamnat la moarte, PEN a reacționat, inclusiv PEN România, era condus atunci de Magda Cârneci și Magda a organizat aici în București, la Club A, un foarte mare eveniment de solidarizare cu Ashraf Fayad. Asta s-a întâmplat pe toată planeta și am făcut ce facem de obicei noi, centrele PEN. Scriem miniștrilor de externe ai țărilor respective, miniștrilor justiției, trimitem dictatorilor, ayatollahilor mesaje și când primesc câte 150 de astfel de mesaje și plus văd reacțiile astea în presa internațională, contează pentru ei. Ei, după reacțiile PEN International, i-au comutat pedeapsa la 800 de lovituri de baston. Medicii au explicat că asta ar fi de fapt un mod camuflat și mai crud de a lucide, pentru că i-ar fi zdrobit organele interne. Da. Am protestat în continuare, i s-a comutat și asta la 6 ani de închisoare, tot foarte dur, dar cel puțin ai garanția că îl țin viață. Și după am protestat în continuare și până la urmă l-am putut extrage, trăiește în Berlin, dacă nu mă înșel acum. Anul ăsta, ca să vină aproape de noi, poeta kurdă din Turcia, Meral Şimşek, a publicat niște poeme. De dragoste cele mai multe. Dar a publica în limba kurdă în Turcia e considerat un act terorist. Și a fost închisă, am protestat, am reușit să o scoatem de acolo și acum trăiește tot în Berlin. Sunt destul de multe exemple pe care le-aș putea da. Asta face PEN și asta e rostul lui esențial din punctul meu de vedere. Sunt multe exemple de comutare de sentințe la moarte, de condamnări la moarte obținute de PEN împreună uneori cu Amnesty International sau cu Transparency International sau cu alte organisme. Poți construi presiune pe guverne și asta mi-e. Și Rushdie însuși a fost foarte implicat în ceea ce făcea PEN America pentru a salva scriitori din lume. Și a strâns la sfârșitul anului trecut sau la începutul acestui an și a strâns eseurile într-o carte numită Languages of Truth, o carte extraordinară, unde un capitol întreg conține vreo 20 de texte ale lui privind activitatea lui la PEN America. Și era de o generozitate incredibilă, el însuși ne-a ajutat pe alții, ne-a creat solidaritate. Și foarte, pentru mine, e straniu într-un fel că aceste cuvinte imateriale, fragile, reușesc să aibă efecte atât de materiale. Pentru mine e straniu că dictatorii se tem de cuvinte. Eu nu înțeleg de ce se tem, dar văd că se tem și că reușim să înfrângem unor cu armele astea. Bun, deci ceea ce e foarte interesant, Radu, că ceea ce vrei să spui este că până la urmă stăpânul cuvintelor până la urmă politicienii nu reușesc să fie stăpânii cuvintelor, fiindcă un anumit tip de alianță care e cea a scriitorilor, a artiștilor care scriu,
e suficient de puternică ca să contracareze efecte politice dezastroase, criminale, asupra unor oameni care, de fapt, nu fac altceva decât să folosească libertatea de expresie prin cuvânt. Și acum eu am să mă întorc un pic la această noțiune a libertății de expresie pentru a vă pune o ultimă întrebare și apoi am să-l întreb și pe Joachim același lucru, pentru că aș vrea să închidem totuși să știu și reacția care a existat în Germania și, în general, cum vede el, cum se poziționează el față de ce s-a întâmplat. Dacă în momentul în care au apărut versetele satanice a existat o foarte mare reacție și legată de dreptul la libertate de expresie, nu? Că a fost foarte legat pedeapsa împotriva lui Salman Rushdie, a fost văzută ca o reacție la față de libertatea de expresie artistică. Cum vedeți voi, ce s-a schimbat, ce s-a modificat apropo de radicala schimbare de context despre care vorbea Lidia, în momentul acesta, în legătură cu dreptul la libertate de expresie? Este vreo modificare radicală care a avut loc în ultimii 30 de ani sau nu? Situația este de fapt aceeași, dar echilibrele sunt diferite. Joachim, je vais t'adresser à toi la même question parce que ce que j'ai dit, c'est que je voulais bien que tu t'exprimes aussi sur la manière dont tu vois la relation entre liberté d'expression et ce qui s'est passé avec Salman Rushdie. Comment tu vois que les choses ont changé les dernières 30 années par rapport au droit de l'artiste de s'exprimer, d'avoir une liberté d'expression, et la relation avec ce type d'attaque qui est-ce qu'il est contre la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans ce type de réaction-là? Donc je vais... Bon, voilà, j'ai adressé cette question à tous les trois. Lydia? Eu aș invoca aici experiența mea de om de editură. Iată, astăzi împlinesc 17 ani de Humanitas. Wow. Mai am, cred că, 9 în spate, aproape 10 de Polirom. Deci putem spune că sunt un om care are... Un sfert de secol. Un sfert de secol, da? Da. De-a lungul acestui sfert de secol, eu am văzut unele cărți apărând în prima, a doua, a treia, a zecea, a 25-a ediție. De-a lungul acestei experiențe, eu am văzut autori care debutau cam când debutam și eu în lumea editorială, care sunt acum consacrați și le-am văzut manuscrisele. Văd manuscrise așa cum intră ele în editură, le recitesc, mai ales pe cele pe care și urmează nu să le lansez, nu mă pot baza doar pe lectura mea de manuscris, le recitesc și rețin niște schimbări. Libertatea de expresie, dintr-un anumit punct de vedere, nu mai e aceeași, iar acel punct de vedere poartă un nume care îmi dă fiori: autocenzură. Da. Acesta rămâne răspunsul meu. Asta rămâne răspunsul tău, Lidia. Da. Mulțumesc. Radu? Ce a spus Lidia mi-a adus aminte de ceva ce am discutat la săptămâna trecută la acel festival de la Sibiu despre care vorbeam la Poets in Transylvania. Și s-a ajuns și la acest punct al discuției despre libertatea de expresie și poetul turc Gökçenur Çelebioğlu, unul din cei mai importanți poeți turci de azi, a zis, uite, Facebook îmi amintește ce scriam acum 5, 6, 7 ani și îmi dau seama că acum autocenzura, despre care vorbește Lidia, mă face să nu mai postez lucruri atât de incisive, dure, pentru că sigur că Erdoğan a tot încercat să treacă legea ale disinformation law, cum se cheamă ele, care de fapt este legea ale cenzurii. Da, da. Și te gândești de 2, de 3 ori, de 4 ori înainte să-ți mai creezi probleme. Da. Deci da, eu cred că libertatea de expresie e sub asediu. Pentru mine e un semn foarte limpede, sau cum să zic eu, e un simptom foarte... care mi indică foarte clar în ce stare e lumea de azi, faptul că și stânga radicală și dreapta radicală au în libertatea de expresie un dușman comun. Amândouă lovesc aici. Amândouă știu că asta trebuie să controleze. Și care în schimb, în mod paradoxal, calomnia este justificată de cele mai multe ori și mai orice proces în justiție se pierde
Pentru că în numele libertății de expresie poți înjura, poți defăima, poți calomnia. E foarte straniu ce trăim. E foarte straniu ce trăim. Adică e un paradox, de fapt. Da, da. De fapt, da. Este un paradox. În artă, libertatea de expresie nu mai e chiar la îndemână, în schimb, pe stradă e împinsă până dincolo de regula bunului simț. În numele libertății de expresie. Da. Da, Radu, termină ceea ce voiai să spui și spune-mi de asemenea că te-am întrerupt un pic și spune-mi de asemenea, înainte să spună și Joachim ce părere are despre asta, spune-mi de asemenea, tu simți, adică tu pentru ceea ce scrii, tu când scrii, simți acest tip de autocenzură, o trăiești și tu ca scriitor? Nu-mi dau seama. Sigur că primul impuls e să mă eroizez și să spun că nu o simt și că nu o practic. Sigur că pe Facebook nu mă mai vâr în chiar toate discuțiile cronofage care ar putea să existe, dar nu știu dacă asta e autocenzură sau pur și simplu o formă de conservare a puținului timp pe care îl am. Cred că în România, cu toate problemele noastre toxice și iritante, suntem departe de a fi în situații ca în Turcia, în Belarus, în Rusia, în statele astea, în Myanmar. Primim de la PEN International zilnic newsletter-uri sau alerte cu ce se întâmplă în lume. Mm-hmm. Pe unii nu reușesc să-i salvezi. Uite, la Liu Xiaobo, de pildă, nu? Mm-hmm. Era o celebritate și era un laureat al Premiului Nobel pentru Pace și cu toate astea l-a omorât guvernul chinez în închisoare. Nu, și au fost proteste enorme, nu doar din partea organizațiilor de jurnaliști și de scriitori, ci și din partea guvernelor, din partea celor mai importante personaje politice. N-a putut fi salvat. Adică, în România, cred că ne-am văicărit prea mult dacă am spune că suntem în vreun fel cenzurați cu adevărat. Eu nu știu un scriitor român care să moară în închisoare sau care să facă ani de închisoare pentru ceva ce a scris. Putem fi târâți prin fiere, prin măr de acid sulfuric, cum spunea Mircea Cărtărescu acum vreo 10 ani, când, într-adevăr, el, Horia Patapievici, erau linșați în presă. Poate să fie foarte toxic, poate să fie îngrozitor, poate să fie foarte dur, dar chiar și așa, încă avem un climat pe care trebuie să ne luptăm să-l păstrăm așa cum e, pentru că este mai puțin criminal decât în aceste state totalitare sau iliberale sau teocrații pe care le-am enumerat. Iar ceea ce este înspăimântător în cazul ruștii, și cu asta închei, cred că și asta este faptul că New York, undeva, mă rog, aproape de New York, genul ăsta de gesticulație criminală a ajuns. A ajuns. Asta este, sau în 91 asta era înspăimântător. L-au ucis pe traducătorul japonez, da, da. L-au împușcat pe traducătorul italian care a supraviețuit și l-au împușcat pe editorul norvegian, William Nygaard, care și el a supraviețuit din fericire. Da. Și nu știu dacă știți, abia acum, în 2021 noiembrie, au găsit cine erau cei doi atentatori asupra lui. Nu, asta nu știam, Nygaard. Dar interesant. Da, un libanez și un... În scap al doilea, erau doi în orice caz. Unul dintre ei era diplomat. Asta e... Și asta cred că ne șochează, ca și atunci în 91. Faptul că au ajuns în afara, în ceea ce ne-am obișnuit să numim prea ușor democrații liberale, lumi libere, trebuie să ne luptăm să le păstrăm libere. Cuvintele trebuie să rămână libere. Asta e limpede. Da, pentru că, de fapt, ele sunt fragile. Mai fragile decât avem noi impresia. Ni se pare că democrația e ceva foarte solid, dar, de fapt, democrația însăși este fragilă. Joachim. C'est une question très compliquée, tout est lié, mais je dirais, il ne faut pas oublier qu'un des pires crimes terroristes de la dernière décennie, c'était contre la liberté d'expression, c'était le meurtre au Charlie Hebdo. Donc c'était un point culminant, si on veut dire, de cette tendance. Et je dirais tout d'abord, oui, c'est aussi un résultat de la médiatisation, comme disait David tout à l'heure. Alors, dans le temps, la liberté d'expression se limitait à une culture, souvent, à un cercle restreint de personnes qui lisaient, qui regardaient les choses. Aujourd'hui, tout est sur le marché public, tout peut être reproduit, tout peut être sur le web et tout déclenche ensuite des vagues de protestations et des choses comme ça. Ça, c'est très important à savoir. Deuxièmement, je dirais, c'est... Alors, il y a un grand, vous l'avez déjà dit, il y a un grand malentendu qui met culture et art en un.
Ça, c'est déjà. Donc, il y a une grande différence. Il faut dire que l'art moderne européen se base sur le blasphème. Hein? Donc, sans l'iconoclasme, sans le blasphème, l'art moderne n'est pas pensable. Hein? Et bien entendu, ces tendances-là, parce qu'il s'agit bien entendu ici de religion, donc ils mettent en doute, hein, d'une façon permanente, cette liberté d'expression et surtout les formes satiriques. Je suis sûr que la fatwa contre Rushdie est aussi due à la forme d'expression qu'elle a choisie, la satire. Parce que la satire, c'est la chose la plus terrible pour les religions. Et je loue encore ce grand livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose, où il a essayer de montrer que rire sur Dieu était le début de la modernité et de la pensée moderne. La possibilité de se moquer de quelque chose. Et pour moi, c'est un combat, c'est un conflit culturel. Hein, au sens propre, et il est vrai, on a de l'autocensure, c'est clair, parce que quand on regarde la médiatisation, on sait que tout ce qu'on dit peut finir demain sur des plateformes énormes, il y a cela, mais il faut défendre ça tant qu'on peut. Bon, non, moi je pense, et j'aime bien qu'on a fini sur cette note-là, mais maintenant, vraiment à la fin du fin, et je suis désolée que David n'est plus là, mais vous pouvez bien sûr me répondre en roumain, mais je parle maintenant en français juste pour que ça simplifie la chose pour Joachim. Je vous propose à tous les trois le jeu suivant pour finir ce salon. Comme vous le savez, dans un de ses romans, Midnight Children, Salman Rushdie a cette métaphore splendide où ces enfants de minuit, ils ont des capacités surnaturelles. D'accord ? Ils peuvent faire des choses surnaturelles. Alors, je vous propose à chacun d'entre vous de me dire si vous aviez ce type de capacité surnaturelle, qu'est-ce que vous souhaiteriez qui se passe avec la littérature, avec la littérature dans le monde d'aujourd'hui. Si vous pouvez faire que quelque chose se passe, qu'est-ce que vous voudriez qui s'accomplit pour la littérature du monde d'aujourd'hui? Radu? Pentru mine, cel mai supranatural lucru de pe lume e bunătatea. Și aș vrea doar ca literatura să ne poată face buni. C'est très beau et très juste. Qu'elle ne disparaisse jamais. Qu'elle ne disparaisse jamais. Qu'elle garde la diversité culturelle et artistique qu'elle a actuellement. Voilà. Bon. Donc bonté, éternité. Bonté, éternité, diversité. Merci. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest salon. Spunem la revedere tuturor și mulțumim că ați fost alături de noi pentru acest salon Insula 42.